Diabetul ia amploare în rândul copiilor. Dacă în urmă cu 7-8 ani nu exista niciun caz, numai de la începutul acestui an, în ambulatoriul Spitalului Slatina s-au prezentat lunar 4-5 cazuri de copii cu diabet. În ultimii ani a crescut și numărul copiilor cu diabet zaharat de tip 2, copii de 9-10 ani cu obezitate abdominală care dezvoltă boala și care la 30 de ani vor avea deja în spate 10-20 de ani de boală și nu au numai diabet. Au și hipertensiune, steatoză hepatică, dislipidemie. E îngrijorătoare explozia, mai ales de obezitate din ultimii ani. La începutul anului, în județul Olt, erau înregistrați 18.000 de bolnavi cu diabet zaharat. Medicii spun că situația devine îngrijorătoare pentru că vârsta la care sunt diagnosticați aceștia este din ce în ce mai mică. Acest lucru se întâmplă pentru că cei mici preferă produsele de fast food în locul unei mese sănătoase și petrec ore în șir în fața calculatorului, uitând să mai facă mișcare. Sedentarismul, stau toți la tabletă, la calculator, nu se mai practică sporturi, părinții ar trebui să încurajeze să facă orice fel de activitate fizică, înot, tenis, alergare, dansuri, orice mișcare și să nu le mai dea alimente hipercalorice cu densitate mare și care în timp duc la obezitate, diabet și declanșează un cortegiu întreg de boli. Primele semne ale diabetului la copii sunt senzația continuă de sete, urinări frecvente, foame excesivă, scădere în greutate și oboseală cronică. Dacă diagnosticul întârzie, pot apărea dureri de stomac asociate cu febră, greață și vomă, respirație care miroase a fructe sau chiar probleme de respirație.